Cu trecerea timpului apar tot mai multe dovezi că programul Tomate Românești chiar are succes. Mii de legumicultori s-au înscris în acest program, mai ales datorită schemei de ajutor de minimis destinată producătorilor agricoli, persoane fizice care dețin atestat de producător, întreprinderilor individuale și familiale, producătorilor agricoli, persoane juridice. Ministerul Agriculturii anunță că în intervalul 19-21 iunie 2017 a mai primit 906 cereri pentru decontarea cheltuielilor aferente programului de tomate cultivate în spații protejate, acte care vor fi procesate pentru a intra la plată în perioada imediat următoare. La această dată, suma aprobată de către MEADR cu această destinație este de aproape 40 de milioane de lei, din care au fost plătiți în jur de 30 de milioane pentru un număr de 2003 beneficii beneficiare ai programului de susținere a tomatelor cultivate în spații protejate. Suma, de aproape 800.000 de, de lei, a fost deschisă la plată în data de 19 iunie anul curent, urmând a intra în conturile direcțiilor agricole, iar valoarea de peste 12 milioane de lei reprezintă sumele solicitate de către direcțiile agricole județene, către MADR, și se află în curs de procesare pentru a fi plătite către beneficiari. Ministerul continuă să primească cereri de la direcțiile agricole urmând a fi parcurse procedurile necesare în vederea efectuării plăților către beneficiari. Numărul total al celor care s-au înscris în acest program este de 7.337 de beneficiari din toate județele țării, cei mai mulți înscriși fiind din Old, Giurgiu, Galați, dolci, buzău și teleorman. Fapt ce demonstrează interesul deosebit manifestat de producătorii agricoli pentru această formă de sprijin. Pentru a fi eligibil pentru acordarea ajutorului de minimis de 3000 de euro pe an pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, printre altele, să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de cel puțin 1000 de metri pătrați, să obțină o producție de minimum 2 kg tomate pe metru pătrat, dar și să valorifice o cantitate de tomate de două tone dovedită cu acte justificativă. Schema de ajutor de minimis este destinată producătorilor agricoli, persoane fizice care dețin atestat de producător, producătorilor agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, producătorilor agricoli, persoane juridice.